Dar ce, a schimbat tratamentul? Nu, păi da, l-am schimbat ăsta de... După dusul la București, n-a trebuit să iau în loc de alții. Păi dar ce, e mult. De mult, de atunci mă chinuiesc. De atunci mă chinuiesc, mă scol dimineața, mă sufoc. Și am spus, doamnei doctor, asta trebuie de schimbat tratamentul, doamnă, nimic nu este. Așa, asta dau, ăsta care îl faceți pentru tensiune. Păi, dar nu, doamnă, zic, dar eu mă chinuiesc de atâta timp să-l accept în corpul meu, că e foarte greu. Și acum, na, nu, dar zic, am luat. Măi, totul e în gât aici, tușesc de până de și din gât de aici. Și mi se, gura mi se... usucă. Și uite așa, și mă chinuiesc rău de tot. Și acum, dar ea a zis că te vorbiți cu doctorul la București și spuneți-i toate astea și vedeți ce părere are. Că el a spus că... Și uite, n-am avut curaj, dar mâine a zis că să-i dau, că mă scol dimineața și gata, zic că mor. Păi ar trebui că pe urmă toți plecați, că e liber, e Paștele. Dar mult ați mai cumpărat trei prăjituri. Păi una de fiecare. Două erau suficiente. Da, era de ajuns atât, așa este. Și ce faci? Când ai venit aseară? Da, ieri. Ieri până la vreo 5, 4 jumate. 4 jumate, cam așa. Da, și acum am citit iar aia. Am citit aia, să vedem. Prestalul ăla, sau cum naiba se cheamă, nu-i prestal, nu știu cum se cheamă ăsta. Prestarium. Da. Uite, am fost și la alta doctor. Da, numai milioane am dat, numai pe medicamente. Doamne, n-am făcut așa ceva până acum. Păi... Auzi, aici mi-a ieșit din nou. Eu m-am operat aici, atunci când ai venit tu și m-ai luat de la spitalul ăla, Victor Babe, știi? Ai venit și m-ai luat? De la Victor Babe, la un spital din București. Nu mai știu. 2015, parcă. Nu mai știu. Mulțumesc frumos că ești. Lasă acolo, că mi-au. Și dacă e cu trebuie să aduc și pahare cu apă. Mănâncă niște acolo. Eu. Și m-am operat aici și a făcut un puișor iar. După, de atâta timp, după, a făcut iar un pui. O, proliferează? A? Proliferează? Da, regenerează. Sau cum, nu știu cum. Și am avut o altă problemă, nu știu ce problemă am avut, m-am dus la una care e bună, tare, venit din Buzău, da? Aici la Med Life. Nu știu cum. Așa, și am fost în noiembrie, la aia m-am rezolvat cu problema. Atunci când aveam picioarele inflamate, rău. Da. A doua oară și în noiembrie s-au inflamat iară. Și am zis, doamne doctor, ce se întâmplă? Da, de la balice, că nu știu ce, ce... În sfârșit, mi-a dat ea ceva, crema n-a fost bună, dar altceva a fost altceva. O altă crema a fost bună, în sfârșit. Și acum, hai să mă duc și cu asta. A, atunci i-am arătat. Doamna doctor, uitați-vă, nu de mult timp mi-a ieșit. A zis, dar totuși alerg aproape un an. Zic, de când, uitați-vă, mi-a ieșit. Aici unde am avut operație, că ăsta a fost un nerg, nu știu cum se cheamă ei, calcirom, nu știu cum, așa, care până la urmă e posibil să facă cancer. E posibil, știi, nu e. Și mi-a scos ce a fost ălălalt. Și acum a ieșit altul, că, cum îți spun, din 2015. Așa, a ieșit altul. Și am arătat doamnei doctor, stați până în februarie. Stați așa cu el, dacă evoluează și vedem atunci. Dacă evoluează, veniți la mine, la Buzău și aoleu, doamna doctor, nu mă mai operați, că atunci am stat cu o lună de zile. De-am făcut proceduri de alea de dată înapoi, știi? Cum se cheamă alea? Da, în fine. Nu știu, nu vine acum. Hai, lăsați-le, mamă. După ce faci operația, să fac niște raze. Raze. Știi, nu știam, 3 săptămâni am stat la razele. Nu mai e așa acum. Ia. Nu, veniți, vi le scot și gata, scot asta.
Era el roșu așa și mărea că pe mine, direct, semăna cu celălalt foarte bine. Mamă, și nu am mai crescut aici. În schimb, a făcut pui aici. Și m-am dus acum, a făcut 5 aici, exact ca aia, tot așa. Și m-am dus acum, zilele trecute, luni, mâine o săptămână, m-am dus la ea, iar m-am programat. Și m-am dus, doamna doctor, uitați-vă, dumneavoastră mi-a spus să vin în... Ați dat telefon când v-ați programat? Da. Așa, da. Nu vă mai duceți până acolo. În centru. Da. Păi, dar trebuie să știu când mă program, la ce oră și la ce... Da, adică ați dat telefon, nu v-ați dus până la acolo. No. Duce până a fost ciocolatina aia, neașteptat pentru mine. Dar care e? Chiar pe aia n-am vrut să o iau. Eu cu ciocolata nu prea. Care e? Asta? Asta? Și iată și se vește și nu, nu, și asta. Eu care n-am mai mâncat o prăjitură. Nici eu. Ia să simt că-ți proaspăt. Ce? Bun, doamna, tu trebuia să vin, nu-i nimica, nu, dar am venit acum că am avut probleme de sănătate, nu-i nimica, nu-i nimica. Ia să vedem, oh, e bine, uite, n-am mai crescut deloc, e foarte, dar doamna, tu a făcut pui. Ia să vedem unde am făcut. Când colo, i-a dat aici așa, cinci floricele cu o gămălie galbeoală. Doamne, da. Tata-i plin dacă e, pe spate, când își pun cap și pe gât, dar el stă de ani de zile așa de bun. Ce să facă săracul? Ce să facă? Nu prea mai vreau să mai mănânc mamaie dulce și de-astea, că m-am cam îngrășat în ultima perioadă și... Dar nu-l vedeți cât e slăbănoc, m-am speriat de el. M-am cam îngrășat și mai ușor. Da, face mișto, bineînțeles, a zis că... E slab, nu place. Păi aici ce să mai... Slab, așa, și bine, dar puternic aici, mamaie. Zici ceva, două replic. Una e cu nucă, a zis că una e cu nucă. Are nucă. Da, și mi-a dat o cremă el. Băi, fată. 1.000.000 și ceva crema asta. Uite, 3 luni dați doamnă cu crema asta. 1.000.000 și ceva în vechi, mă, că eu tot... Da. Așa, și câte o pastiluță. Numai 5 pastile, atâta, cred. Care pastilul v-a dat? Stai că astăzi e ultima zi de pastilă. Valtrex. Dar parcă nu-i Valtrex. Valtrex. Da? Da? E de asta, cum se cheamă? Am întrebat și eu, ăla. Farmacistul. Zic că e antibiotic. Da, doamne, este antibiotic. Nu vedeți că v-a dat numai 5. Dar știți cum? Păi de obicei să luați după masă și cam la aceeași oră. Dacă luați la masa de prânz, că așa, după masa de prânz, luați la aceeași oră, nu chiar exact, dar în orice caz, în jurul aceleași ore, toate zile. Și exact așa am luat, în jurul 3.